Casa de Cultura a Sindicatelor va fi luată cu asalt pe 4 octombrie de fanii legendarei trupe rock Iris, care a restabilit evenimentul de la Ploiești. Concertul face parte din turneul Din nou împreună, care va ajunge în această toamnă în total în 14 orașe din România și Republica Moldova. De această dată, Cristi Minculescu promite un concert de zile mari la Ploiești. Ultima dată când am avut concert în Ploiești, veneam din America și după atâtea ore de zbor, eram împietriți de oboseală. Dar acum vă putem privi în ochi și vom cânta împreună, spune solistul formației. Pentru un bilet la concertul de la Ploiești, fanii vor trebui să scoată din buzunare între 89 și 130 de lei, asta în funcție de locul pe care vor să-l ocupe în sală. În 3 zile de când au fost puse în vânzare, s-au vândut 10 bilete. Le-am rezervat mult timp înainte, că știam, cam de 2 săptămâni. La concertul de la Ploiești va fi prezent și Flavian, cel mai tânăr fan Iris, care i-a însoțit pe membrii trupei la aproape toate concertele lor din țară. Flavian va veni tocmai din Italia pentru a fi alături de idolii lui, iar părinții i-au cumpărat deja biletul în primul rând. Dacă țineți minte, a fost la de 5, când am plinit el 5 ani, a venit trupa Iris special pentru la Doroftei. Știe și Doroftei, fără să ne coste, a venit pentru el, a cântat. E o legătură pe viață, am putea spune. Categoric. Echipa care se ocupă de acest turneu a avut în vedere și persoanele cu dizabilități, iar organizatorii au pus la bătaie pentru concertul de la Ploiești un număr total de 20 de bilete pentru acești fani. Însă pentru a intra în posesia unuia va trebui să trimiteți un e-mail la adresa iris@sublimeromania.com. Din cele 700 de locuri ale sălii de spectacole ale Casei de Cultură a Sindicatelor din Ploiești, doar 80 pot fi cumpărate pentru concertul din 4 octombrie. Restul pot fi achiziționate în rețeaua magazinelor Germanos, Orange, Vodafone și Diverta sau online pe www.iabilet.ro. După o despărțire inexplicabilă în urmă cu 3 ani, fanilor le-a fost greu să accepte noua trupă fără Cristi Minculescu, iar fără Iris, solistul a realizat că nu poate sta departe de scenă. Iris rămâne trupa care a marcat rockul românesc încă din 1977, când a luat naștere. Anii de glorie au venit ceva mai târziu, după ce Cristi Minculescu s-a alăturat formației în ianuarie 1980, la 21 de ani. În formula cu Minculescu vocal, Iris a înregistrat 19 CD-uri și DVD-uri. Lună plină, Miraj, Casino, De vei pleca sau Mătase albă sunt titluri care s-au vândut în milioane de exemplare, iar împreună au susținut peste 5.000 de concerte. În 2017, Iris va împlini 40 de ani.